scrie epigramă, este foarte greu. Este cumplit de greu. Nu vă luați după faptul că sunt patru versulețe acolo, că sunt atâtea reguli, atâta dechiseală pe cele patru versuri, încât este foarte, foarte greu să faci epigramă. Ca să nu mai spunem că îți trebuie o foarte bună cunoaștere a limbii. Un anumit cinism, dacă vreți. Din cauza asta, epigrama nici nu o scriu tineri. Tinerii au altfel sufletul. Mai romantic, înălțător, plin de ideale, așa. Nu e cei mai hârșiți. Nu prea mai avem ideale. Avem răutăcisme de masă. Foarte necesar. Pentru satiră, pentru ironie. Avem ochiul deschis asupra fenomenului social înconjurător. Și asta este foarte bine. Dar epigrama vine de la cuvântul grecesc epigrama, care înseamnă scriere scurtă și care la început era pus pe monumentul funerar. Scria despre cel decedat câteva lucruri. Nu era în niciun caz ceea ce este acum. Dar dacă vreți, avem o similitudine foarte interesantă cu termenul de origine al epigramei și cu ceea ce se petrece la noi, de exemplu, în cimiterul de la Săpânța, dar nu e singur. O scriere ironică, o ușoară, haideți să-i spunem, luare pe picior, a celui despre care noi toți spunem că trebuie să vorbim numai pe bine. Da, dar e bine să spunem și adevărul. Și atunci am vrut să spunem câteva cuvinte acolo. În limba română mai există o formă de epigramă arhaică, o formă de epigramă pe care eu nu știu dacă în alte limbi o mai găsim, numită strigătură sau cimplitură. Este tot o scurtă poezioară. Ce-i poate invitația noastră care am văzut? Vă rog să-mi permite să mă ascult. Fac o scurtă întrerupere și revin la prezentări. Domnul Dăci, Eugen Dăci, un poet de o factură cu tot. Mai dă peste degețele când greșim, în diferite feluri, și care nu este foarte drag, deși are un spirit, dacă îl învățori pe o tablă, de zic, o găurește. Draga noastră colegă, doamna Elena Mândru, care însă a început de câteva vreme să păcătuiască și cu epigrama. Drept care noi și o felicităm și deja mulțumesc. Am publicat. Mulțumesc, păcătușilor mai mei! Domnul Mihai Haivas, epigramist, dar și istoric al epigramei, cercetător în domeniul epigramei, o calitate compatibilă și aș putea spune chiar congruentă cu activitatea dumneavoastră de cercetător în domeniul matematicii. Și la câți copii a chinuit în viața lui, acum se mai șterge de unde-ți, de păcat. Domnul este doctor în psihologie și e o funcție cât se poate de necesară pentru atâția nebuni că totdeauna mergând la poliții, faci poli. Revenim la epigramă, îl considerăm pe bună dreptate, pe Marțial, întemeitorul epigramei pe care o putem numi modernă. Dar nu asta, cu formă scurtă, o poezioară foarte scurtă, satirică.
să vedeți dumneavoastră că acum 1900 de ani, la vremea lui Marțial, păcatele oamenilor și ale societății erau exact aceleași. Iar forma pe care el o dă epigrame va traversa, iată, 19 secole. Este enorm, enorm. Dar asta înseamnă că epigrama are o funcție socială. Sigur că da, ne putem pune întrebarea cum Dumnezeu de epigrama considerată o creație în limba latină traversează aproape 2000. Este un mic secret pe care puțin îl cunoști astăzi în dezbătut și dumneavoastră. Fiind scrisă în limba latină, aceasta a fost șansa ei de a se salva de la uitare. Deoarece Biserica Apuseană a promovat în felul ei epigrama scrisă în limba latină. Să nu uităm că latina era limba de comunicație a vremurilor acelor, limba de bază în care comunicau oamenii de diferite epoci. Ajunge în așa fel încât în secolele 18-19, epigrama este joc intelectual la curțile imperiale și regale ale apusului. Numai că Revoluția franceză va duce la desfințarea acestui, la trecerea în uitare a acestui gen. Uitare pentru ei, deoarece genul migrează, că aș putea spune către o vârșă, către zona de est a continentului, mai ales în zona de limbă română. Și iată că avem, la începutul secolului al XIX-lea, epigramiști. E greu de spus epigramiști. De exemplu, este Alexandru Hangerli, un tip extraordinar de frumos, galant, ofițer, era locotenent de dragoni domnești și făcea epigrame de salon, cu mai mult madrigale, închinate cu cuvetele lor care erau în salon și se închizeau pe acolo, dar avea un alt numit scop. Haideți să vă spun și foarte pe scurt povestea interesantă a acestui om. Pe strada Păcurari, acum unde este în momentul de față clădirea Universității Apolonia, erau casele Beldiman. Alecu Beldiman, un boier de viță, la vârsta de vreo 50 și ceva de ani, s-a căsătorit cu o zburtălnică de vreo 21 de ani, ca Inca, frumoasă focă. Alecu Beldiman și el poet. A scris niște poezii chiar în genul acela liricoid al vremii, dar foarte frumos. Și într-o zi pleacă Alecu Beldiman, era iarnă până mergi, zăpeu, pleacă la vale spre Păcurare, întrucât în ieșirea de la Păcurare avea un conac cu o cramă. De ce s-a dus el acolo? Simplu, a tras un chefulesc cu țigani de altar, cu cum știau boierii de altar. Deci, ca Inca proastă, l-a invitat pe Alexandru Hangerli. Dimineața, vine boierul, urcă pe Păcurari de acolo, în fața lui erau masalare și strigau, vine boierul, vine boierul, vine boierul. Când au ajuns aproape de casă cu strigătele, Alexandru Hangerli și-a luat pe el cizmele mantaua și-a însărit pe geam, de la etaj. Numai că Alecu Beldiman, cum stătea el în sală, a acoperit cu blănele așa, pe lumele. Și spune, era s-o prăpădinche tu băiat. Ca să vedeți că era un suflet de poet și înțelegea mai bine decât noi astăzi situația. Nenorocirea este că Alexandru Beldiman nu moare în căzătura aia, în jurul de însă un picior și moare după vreo 3 luni de o răceală puternică, o pneumonie foarte puternică. Aici am încheiat.
Și o să se supere, desigur, pe mine, domnul Liviu, Sergiu Manolache, dar îi fac îmbrăcăminte. Ajunsă în spațiul de estic, de limbă română, epigrama, cunoaște o dezvoltare extraordinară de puternică, mai ales la începutul secolului al XX-lea. Și aici avem clasicii și mari epigramiști ai nației, dintre care primul este Păstorel, Alexandru Păstor Teodoreanu, cel care devine prin epigramă și martir al acesteia, confirmând funcția socială a epigramei. Cea care luptă cu cele patru versuri împotriva relelor sociale, dar și a sfintelor noastre păcate. Noi, epigoni ai acestor oameni, ne străduim să facem același lucru. Din păcate, condițiile sunt cu totul altele. Nimeni nu ne mai pune piciorul pe gât dacă facem o epigramă cu primul ministru, știu eu cine, nimeni nu ne mai bagă în seamă. Și există un pericol. Să fim uitați și ignorați. Sper ca istoria să ne răspundă. Dar revenim la domnul Sergiu Manolache, doresc să vă spun un lucru. Se află dânsul la a doua carte. Prima flor de mătrâmbă, aceasta personaje în derapaje, foarte interesant. O carte bună, care se citește ușor, pentru că dânsul are și înțelepciunea de a o argumenta cu desen. Desenatorul aici de față, Leontin Leonte, bun talent și, în afara faptului că este grafician, este și portretist, prinde bine niște portreți. Portretul de coperta a pata, aceasta este făcut de un alt de Monte, Năstase, din Constanța. Și el o mare grafician. De ce vă spun că este o carte care înțelept a construit-o pentru a fi ușor de parcurs? Oameni buni. Epigrama se citește în grec. Deci, citești o epigramă, mai citești încă una, încă una și încă una și te-a luat somnul pentru că a venit inhibiția. E firesc. Sunt lucrări atât de condensate încât dacă le îngurgitezi fără limită, te senzația de sațietate, te face să închizi cartea, o mâine deoparte, nu mai bine mâna pe ea și ai pierdut tot. De aceea, vă recomand și domnul Sergiu Sergiu Manolache face acest exercițiu perfect pentru cititor. El îndeamnă, într-un fel, să citească în doze homeopatice. Să citești o epigramă, închizi cartea, o lași, în acea aritmie secretă cu sufletul tău să se distileze în ființa ta, îi înțelegi mesajul, îi înțelegi frumusețea și ești tentat să mai citești încă una. Și să ajungi într-o vreme oarecare la sfârșitul cărții și să te bucuri. Și oameni buni, cei care citesc până la sfârșit, vor simți niște dureri aici, în omoplație. Nu trebuie să sperie pe mine. Înseamnă că au început să-ți crească aia. Și pentru asta trebuie să-i mulțumim dragului nostru coleg, Liviu Sergiu Manolache. Și vă rog, după atâta vorbăraie, să ascultăm pe domnul Emil Platenco, binecuvântându-ne cu versuri din Păstorel Teodore. Deosebită plăcere. Stau în contrajurica să facă de obicei un recital din producția domnului Liviu Sergiu Manolache. Dar există un dar. Am fost anunțat în ultima clipă. Asta nu înseamnă că la încheiere nu voi citi măcar două epigrame de domnului Manolache. Pentru că așa se cade. Mai și eu, de bine.
plăcea deloc apa. Ba nu, îi plăcea. Îi plăcea apa, vai, de ce mai plăcea. Da. Dar, el la un moment dat spunea asta ca un... Invitat fiind la cramă, am răspuns ca bun creștin. Printr-o scurtă telegramă. Vin! Și s-a dus acolo. Bătrânului Cotnar nu-i sa pătronul vreun prinț de viță nobilă ca el, vreun cavernet, pinou sau otonel, ci veneticul de pripas. Sifonul. Așa că țineți cont. Ei, deci, așa cum v-am spus, să trec la subiectul meu, îndrăgise atât de mult apă, încât spunea la un moment dat păstorel, fă-mă, Doamne, mor, cea, fă-mă, Doamne, tot ce vrei, praz, dovleac, spanac, ardei, dar ferește-mă de apă. E, să vedem mai departe. Spunea tot el, întâlnindu-se cu cineva pe stradă, unui amicii lui, maestre dragă, te salut și îți doresc ca vechi expert, ani buni să ai măcar un sfert din câte sticle am băut. Tot el. Ce-ar fi, o Doamne, dacă vreau ai vrea de noi să te milostivești, făcând să curgă apa caldă în țară? Și aici nu mai vin de Nicorești. De asta așa, mâine așa, mai spune, apa asta, fiind la tratament la băi, apa asta e sărată și de obei pe îndelete, e periculoasă, tată, face sete. Ei, și iată, într-o zi a ajuns bietul păstorel și la tratament cu ape minerale. Vai, ce mare suferință pentru el, spunea cam în felul următor. Este o parodie de George Don Oceanu. Balada apelor minerale. Dimineața pe răcoare, cum deschid pleoapele, o pornesc înspre izvoare să le încerc apele. Și mă plimb cu plosca în mână să prepar cunoasele, așteptând de o săptămână să le văd foloasele. Niciodată, nici o fată, să bea prin călcâile, aș urla că deodată să răsune văile. O să intru în păcat, Sfinte Doamne, ține-mă! Pentru vin nu am ficat, pentru apă, inimă. Un scurt schimb de somete între Mihai Cotnar și păstorel Teodoreanu. Patru somete și balans. Mihai Cotnar către păstorel. Afurisenie. Mă jur pe toate muzele din lume că bardul păstorel, amicul meu, s-a încrățit cu Bacus și mereu se ține numai de prostii și glume. Când va intra în sferele postume cu plosca ridicată în apogeu, să fie preschimbată în curcubeu, ca numai aqua pura să consume. Câte sonete mi-a parodiat, atâția ani să fie blestemat, să n-aibă parte de aghiazma șprețului nimic. Nici bere, nici rachiu, nici vin, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. La un asemenea front, păstorel îi replică. Blestem rostit în stare de beție. Nu-i ascultat de vreun Dumnezeu. Și cum nu sunt păgân și nici ateu, socot că pronia o să mă ție în stare să mai cânt și să mai beu ca în etilica euforie, să-ți mai închin sperit o parodie, urcându-mă apoi spre Empireu. De Sfântul Petru însă mă cantem, căci în afară de altă blestem, vorbiți că nu pricepe vinul. Și apoi îmi pare ca un psalmistul zicând și el, de nu vă cuși prea plinul, întoarce-te să bei cu sonetistul. Ce zici? E, replică la replică, Mihai Cotnar. Auzi, mă rog, e nemaipomenit.
Poți să-l afurișești și nici că-i pasă. Ce-i de făcut? Ce-i de făcut? Să-l blestemă cu pasă, de leac să-i fie craiul găsit. De pică. Fie-i vinul oțețit, să-i fie berea caldă și cleioasă, și să-i deschid o babă, fată, în casă, când noaptea va intra bețivărit. Cu alte parodii de mamenință, doar de s-ar umili cu pocăință, m-aș îmbuna să merg cu el la chef. De Sfântul Petru atunci nu s-a mai teme. Ce cuvântul dar din lupe de sidem, l-aș dezleca de grelele blesteme. În final, păstorel îi răspunde. Mai blestemat, mai blestemat în strofe lapidare. Și în endecasilabul lapidar ai pus și o boabă și o oțet amar ca să faci fie clipele amare. Turnași pe urmă apă în pahare, crezând că eu voi bea acel pahar. Ha, când am o sticlă în fie ce sertar și casa mea e plină de sertare. Pretind să mă abțin de la veție. Perfect. La terminii răspund cu termin. Și-ți doresc o zi de la dar de s-o văz că nu merge treaba, că să amintesc că m-ai lăsat cu papa. Atâta zic. Noroc și te salut! Și e trasă de amândoi, unul hăiți și altul cea.
Alături, observația mea, să-i căsnicii homosexual. Hai eu. Doi voi. Și i-am găsit așa o mică variantă. Ai ieșit cu doi vaci. E o căruță ca o troacă, încărcată cu o bobcea, trasă de un bou și o vacă, vaca hăisa, bou cea. Eu cred că mi-e cu așa. Poate n-am
faptul că se gândește la România, pentru faptul că scrie despre România, pentru faptul că scrie epigrame în învățare în care o să mai scrie epigrame. Despre vin, de las în gura apă, că n-a scris prea mult despre vin
Ceva Norache, iar actorul Emil Natenko, chiar citind epigramele sonetele, duelul de sonete dintre Codreanu și Păstoreanu, ne-a lăsat gura apă. Eu spun că vinul știe o și care este rău necesar. Face poță de mâncare și de încă un pahar. Dați-mi voi câteva epigrame semnate de mine mai de multișor. România mândră floare. O floare este țara toată, un trandafir sau o lalea. Iar unii spun că e o mușcată, văzând câți au mușcat din ea. Demografică. Cu voce foarte sigură și calmă, a spus un senator în Parlament. Când fusta se scurtează cu o palmă, natalitatea crește cu procent. Suntem la o lansare de carte, nu prea se vând cărțile. Când plin cu cărțile magazinul, doar la un lucru mă gândesc. Or fi și cărțile ca vinul. Sunt bune când se învechesc. Confesiune. M-am însurat, nu fac din asta caz, cu asistenta de la circa 9. Așa e. Te duci la doctor cu necaz și te întorci cu două. Mai întâi dați-mi voie să vă privesc. Văd diferite vârste. Nu mă surprinde lucrul ăsta. În Iași, la unele lansări de carte, m-a surprins de cele mai multe ori prezența numai celor mai în vârstă. Aici văd tineret. Eu am văzut numai vârsta două. Văd diferite categorii de vârstă. Lucrul acesta îmi place foarte mult. De fapt, asistăm la un moment de cultură. Dumnealui, în acest moment, este starostele culturii românești în Târgu Frumos. A spus dumnealui mai înainte, adică mai la început, că vom fi uitați. Poate de tot. Nu cred, deoarece amintirile dumneavoastră vor rămâne neșterse. Acestea nu pot fi deloc uitate. Vor fi ca o punte peste timp. Indiferent de vârstă, vă veți aminti întotdeauna de acest moment. Spunea că am pornit o trupă la acest eveniment. Da. Au pornit două mașini cu trupurile slabe de schelet și am ajuns la primăria din centru cu zâmbetul de buze când am văzut imaginea minunată a Târgului Frumos. V-aș citi o mică poezie. Da. Drum spre lumină. Umbre triumfale de vânturi au pătruns în casa mea. Minunata vară bate la fereastră. Undeva într-o liniște târzie, viitorul aduce pâine și sare la Târgul Frumos. Stucul e plin. Albina tremură cu aripile întinse pe strunele merii. Parfum de speranță din grădinile minunate ale orașului se simt bătăi de aripi printre emoții adânci. Pânza învolburată a câmpului caută cireșul înflorit din grădina mea și pătrundă în flori ca o amintire. O îngrămădire de simțire adâncă unește dragostea din acest oraș cu bucuria și durerea. Într-un ritm amețitor pe o scenă plină de drame și lacrimi de păcat, care mă împresoară. Mă simt totuși cuprins de desfătare, ca un artist care își place opera sa. Trăiesc rațional în Târgul Frumos. Numai cu gândul la viitor, fiecare imagine poartă o viață. Fiecare viață poartă un suflet. Un glas lăuntric îmi spune, pornește cu speranță la drum, călătorule, spre lumină. Da, voi porni cu mult succes spre Târgul Frumos. Amin.
Știți dumneavoastră că sunteți identitatea poporului român? Chiar dacă unii sunteți literați aici, indiferent ce sunteți, de la țărână, țărani, muncitori, negustori, nu vă cunosc decât pe cei cu care am venit. Știți ce reprezentați dumneavoastră? Bunătatea sufletului uman. Dacă vreți sau nu vreți, să faci izboare în sufletele voastre, lăsând drumeții ca să bea din ele cu ape limpe și cu zări albastre, ca trupul și obrare să fiți feri. Iar voi, din palme să vă faceți sape, ca să săpați izboare în câmpie, iar de dezdate și un izvor de apă, să-l transformați în picături de apă vie. Asta vreau de la dumneavoastră, distinși cetățeni ai orașului Târgu Frumos. Vă mulțumesc! Și două mi-au reținut atenția. Deci nevoia de cultură
și nevoia de identitate. Nevoia de identitate este necesară în localitatea noastră și o promovăm cât se poate prin creatorii noștri. Căutăm să dăm o identitate acestei localități cu un trecut istoric extraordinar, cu oameni minunați, cu oameni care promovează în continuare cu tot. Și partea a doua, deci ultimul, una din alte nevoi, are foarte ale deci nevoi, două le-am reținut și m-au cutremurat. Deci și nevoia de cultură. Ceea ce la noi putem spune, datorită modestiei, există la un nivel destul de ridicat. Care, pe exemplu, Trigiu Sergiu Vanulache, știi că întotdeauna am apreciat pentru că este spontan, este natural, este... are originalitatea lui, constă în n-a uitat că el a fost cadru didactic, în a educa. Deci el, prin cazainele lui, prin epigrama lui, educă. Să nu uităm că această carte, cartea în sine este un bun public. Este un monument public. Este un monument al tuturor, cartea. De-aia vă spun că trebuie aplaudați cei care totuși publică. Am auzit că foarte de curând Titi Ienea, uitați în sală, un apropiat de carte, doamna Nina, nu mai sunt, domnul Stefi, cu care colaborăm foarte, foarte bine și la revistă. Încercăm acum, avem o revistă Ecouri, în care publicăm epigramă, publicăm vers, publicăm proză. Uitați-mi un lucru. Și domnul Stefi pochetează pe epigrama și acum îmi dau seama că ești dumneavoastră și la o vârstă mai înaintată. Asta am vrut să vă spun că cartea domnului Liviu Sergiu Vanulache este un monument pentru toți, un monument public. Ce să vă mai spun? Mi-a așa de drag Liviu, încât... pentru că îmi trezește sentimente extraordinare prin cazanele lui, prin epigrama lui. El urc glorios și mi-am amintesc iară de o chestie foarte interesantă, ceea ce spunea Faust prin vocea lui Goethe, că și în veșnică iubire ne vom soarbe, vom dispare. Deci avem grijă că prin carte noi vom supraviețui, noi prin monumente vom supraviețui, noi prin oameni vom supraviețui prin ceea ce lasă fiecare lăsare în orașul Târgu Frumos. Și să nu uitați că și Târgu Frumos a avut epigramiști foarte valoroși. Am spus Grigore Drancuiaș, Radu Dăitan și în continuare cu domnul Liviu Sergiu Vanulache. Eu vă mulțumesc și mulțumesc nu mai exceptă din epigrame. Dacă mai dorește cineva dintre dumneavoastră să ia cu... Îl făceam aici după neoră. Eu mă numesc Ioan Știpi, sunt profesor, inginer, de fapt, la CEO Tehnologic Târgu Frumos. Fac și eu parte din grupul celor care în tineretii, din Teleamă, în gasoliera domnului Ghiviu, aveam un cenat al nostru, citeam epigrame, poezii, toate probleme. Mă bucur că în această lună am ocazia să particip pentru a doua oară la lansarea de carte Personaje de la Pace, a domnului Liviu Sergiu Vanulache. Vă spun sincer că dacă ar fi să o mai lansez o dată, aș participa cu plăcere și a treia și a patra oară. Este o carte deosebită. Doresc să... dar am dus particip pentru a doua oară, dar vorbesc pentru prima dată. Acum vreo două săptămâni la Iași. Doresc să felicit în fața noastră pe domnul Liviu Vanulache pentru cartea care a editat-o. De asemenea, să-i felicit familia pentru faptul că l-a înțeles și l-a ajutat ca să editeze această carte. Nu este ușor să scoți o carte, doar cu excepția celor care sunt arestați, care au scos cărți pe bandă, dar n-am văzut, niciunul nu a adoptat stilul ăsta epigrame, n-am văzut cineva să fie epigrame, să vă rog că este mai greu. Se scușită.
genul, un profesionist al epigramei. Îi cunosc epigramele domnului Rivi încă din tinerețe, așa cum spuneam, dar urmăresc și pe deși locuiește de ani bun departe din țară, este ancorat foarte bine realității sociale și politice ale țării, ale zonei în care locuiește, ale orașului Târgu Frumos. Chiar am remarcat că nu prea prinde epigramie pe sale, știu, situații, derapaje, ca să primul nivel din alte țări, și mai mult cele din țara noastră, fiind legat foarte mult din zonă și din România. Cartea este structurată cu 10 capitole, deci fiecare are tematică. Este de asemenea, are în carte, există și grafica a domnului profesor Leonti Leontin de la Clubul Elevilor, profesor talentat în ale desenului. Nu e prima carte la care participă lui. Dar, în primul rând, vreau să spun că epigrama domnului Rive este foarte, foarte, foarte bună. Eu nu vreau să fac o analiză, nici nu sunt profesor de română, nu sunt nici epigramist, deși iubesc epigrama foarte mult și o citesc cu mare plăcere. Dar am citit în cartea domnului Liviu cuvinte foarte frumoase adresate de doi dintre mari epigramiști ai Iașului și ai țării, domnul George Petroni și domnul Vasile Vajoga. Dumnealor fiind de specialitate, au scris lucruri foarte frumoase, plăcute și reale la adresa cărții domnului Liviu. Nu știu, eu am participat, adică țin minte la lansarea primului volum Flori din Mătrăgună, care a fost la la Pușneanu, fac știu că dumneavoastră erați împreună cu și la colegi care au participat în Senatul la asta, dar mă bucur că astăzi sunteți oameni de specialitate mari de graniște ai țării în mijlocul nostru atât de frumos și chiar mi-aș dori să veniți mai des, poate să participați și la Senatul nostru care este din Căianu, la care domnul Liviu este și membru al Senatului. Așa cum spuneam, în cele 10 capitole au prins aproape toate derapajele care există în viața actuală a țării. De exemplu, unul din capitole se cheamă șah la politică și la politicieni. Dar că e implicit la politicieni, dacă e vorba așa la politică, eu am zis că după citirea volumului am scris câteva rânduri fără pretenție de a fi epigramă, bineînțeles. Deci, după citirea capitolului Șah la politică, ești un om cum se cuvine, priceput la înțepat. Tu le-ai dat un șah, văzbirea. De neau le dă în mare. Deci, am parcurs, bineînțeles, că citesc mai multe ce e epigrama domnului Liviu. Vreau să spun părerea mea personală la epigramă. Deci, după ce citesc o epigramă, niciodată nu trec în mare viteză la următoarea epigramă. Domnul Liviu Manolache, deși este jurist de profesie, în epigrama dumnealui, epigrama dumnealui este mai mult un rechizitor, a unui procuror pe care ne prezintă și ne lasă pe noi cititorii ca să fim parteneri cu lui, să facem parte de aceeași competiție plecată cu autorul. Și totdeauna putem să tragem o concluzie, să luăm o hotărâri, bineînțeles, o hotărâri pe care este foarte greu să o iai. Niciodată o hotărâri nu se ia la primul termen de plecată. Deci o să trebuia să-ți mai citești epigrama și în felul ăsta cartea domnului Liviu devine o carte de căpătâi, o carte de noctiere, pe care de cele mai multe ori le citești cu plăcere și încerci să mai descifrezi de dosarele care mai rămân în volumul. Deci este o plăcere să citești epigrama domnului Liviu. Nu vreau să vă mai rețin, doar am scris și un catren ca o concluzie la lansarea volumului de epigrame personaje de rapaje a domnului Sergiu Manolache, un navetist cu ghilimele de rigoare, Peruta, Bergamo, Târgu Frumos. Scrisă între avioane, dar vă spun cu sânge rece, de rapaj de milioane, autor de nota 10. De Italia și de Liviu Sergiu Manolache. Eu pe dânsul nu am pismă,
Faptul de aici denotă. Stă în țara ca o cizmă, însă dânsul nu-i ciubotă. Aspecte din viața școlii. Eu, un elev mai
selectat așa din cadrele didactice de atunci, răspundeam de 6 gazete și prindeam anumite aspecte care le găseam în activitatea copiilor. Unul dintre ele era, dacă vă amintiți, se făcea în școală un control igienic. Copiii își păteau batistuța, puneau mâna pe batistuță, se controla unghie, dacă stăiați, îți va uita pe urechi, așa, dacă sunt spălați, nu știu ce, dacă au copiii cravata de pionier la gât. Ei, unii dintre elevi își mai uitau cravata acasă. Eu am sancționat în aspectul acesta a unei colegi, o păstrez aceasta, dar târziu mi-am dat seama că este totuși o epigramă. Atunci nu știam, i-am scris așa. Azi, la tablă, când se iasă, sare în picioare fata. Eu nu ies, că plec acasă. Iar mi-am uitat cravata. Și uitat cravata și învățătoarea mi-a să fac cravata. Și am gândit eu atunci că i-am intenționat și uitat cravata acasă ca să scape de oră, să duc acasă și duc cravata. Ei, am păstrat acest antren care îmi aduc aminte ca prima mea epigramă, care am scris-o în copilărie. Ei, după aceea am fost ani buni când nu am mai scris, ele fiind la liceu pedagogic, la perioada aceea nu se prea cultiva epigramă, așa nu am scris. După aceea, când am ieșit învățător și m-am întors în satul meu de Paștină, aveam un profesor de limba română, domnul Odar Emil, mulți dintre dumneavoastră îl cunoașteți, pocheta și dânsul cu epigramă și făcea niște catrele și atunci m-a impulsionat și am început și eu să scriu mai intens și după aceea am reușit să mi le adun în primul volum, Flori de Mădrăgună, ca după aceea am reușit acum să scot al doilea volum care este personal. Așa apar în mai multe culegi și antologii, dar volumul personal, iată, am acestea două. Pentru a vă cita oarecum la citirea cărții mele, citesc și eu două, trei epigrame între ele, dar și eu vă las pe dumneavoastră să o să vă invit să vă obiază cartea la citare. În primul rând, am mai făcut-o și cu altă ocazie, vreau să repet și aici, văd că unii dintre dumneavoastră mă filmează, mă fotografiază. Vreau să vă adresez rugămintea ca nimic să nu vă scape și să aveți imagini clare. Rog, filmați-mă de aproape. Pare epigramist mai mare. Cititorilor mei, eu îndelung am chipzuit cum fac să iasă bine treaba. Vă dau volumul gratuit, convins că nu vi-l dau degeaba. Sincronizare. O muză am ce mă veghează, oriunde merg, e umbra mea. Când eu adorm, rămâne trează. Când mă trezesc, adorm ea. E fală? Pentru că se spunea că nu am spus prea mult despre băutură și vin și am și câteva dintre acestea. Iată un exemplu legat cumva și de soarte. Nu mai beau. Să n-aud de băutură. I-am găsit o hibă nouă. Dacă beau o picătură, văd în loc de soacră două. Cheia succesului. Și în politică, și în sport, vrei să promovezi? Se poate. Cu o leacă de efort. Trebuie să dai din coadă. Cam atât vă las și dumneavoastră să citiți volumul meu și în final vă invit să treceți pe acolo. Mai e un pic.
întoarce fila, ci urmează doar povața. Bună este doar prefața, restul Dumnezeu cu mila. Prefața e făcută din petrole. Când face o prefață, o spune epigramatic, că totdeauna, prefața apărând la începutul cărții, și totdeauna românul pune rău în față. Doamnelor dragi, acolo sunt prelucrările de post, astfel altul nu sunt.